Salutare hutenișilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi mi-a venit cea mai șmecheră ofertă pe shop, frate. Așa că o să deschid direct shop-ul, dar să nu uitați să răbeți acolo butonul de like, forțele și subscribe-ul la blană, pentru că o să cumpăr ceva. Mamă mia. Băi, deci când am pornit shop-ul așa frumos, am văzut Mythic, am văzut Brawler Mythic, 350 de gemuri, am zis, mamă cât costă, brodere, m-am dus frumos, m-am uitat aici așa, am zis, bă, 350 de gemuri, 100 de lei, am zis, mamă cât costă, bro, 100 de lei acolo, 360 de gemuri, mamă, super, super scump, dar nu m-am uitat la ceva foarte important, era ceva mai important de atât, băi. Eu am 10.000 de star points acolo strânse și așteptam să apară un skin, băi, pe care să-l cumpăr. Îl așteptam de ceva zile și ia uite, băi, ce a apărut. Mecha Bo, bine, Light Mecha Bo, băi, 10.000 de star points, este super șmecher skinul ăsta și vreau să-l cumpăr cu siguranță. Mai am și skinul pe Crow, ia să vi-l arăt pentru cei care nu știți. Uite aici pe Crow. Deci am și skinul ăsta pe Crow, care se numește Night Mecha Crow. Și acum o să am și Light Mecha Crow, Mecha Bo și Night Mecha Crow. O să fie super, super șmecher, mama mia. Deci îl vreau la colecție. Frate, vino aici. Hai să-l cumpărăm. Deci like-ul la blană dacă mai vreți episoade de genul în care să cumpăr chestii super, super scumpe. Like-ul la blană și hai să-l luăm skinul pe Bo, 10.000 de star points sau dos, bro, Light Mecha Bo, bine ai venit, sper că n-am zis Crow. Dacă am zis Crow, am vrut să zic Bo, Light Mecha Bo, bine ai venit în colecția hudinașului. Mama mea, 10.000 de star points, bro, mama cum s-au dus, mai am 35 de star points. Dar sincer nu-mi pare rău, chiar nu-mi pare rău, e un skin super interesant și super frumos. Stai să-l găsim aici pe Bo, bine mă, gata mă. Aș putea să-l și upgradez, dar încă nu-l upgradez. Nu mai las puțin sau să... Hai mă să-i dăm upgrade și aia. Aia, am luat skin, îi dăm și upgrade acolo, cât mai avem noi acolo bănuți. Și aș vrea să dau acum un episod, adică un match frumos așa, un episod cu abonații. Să fie așa un episod forțini, să o dăm acolo frumos. Mă gândeam să ne jucăm la ce să ne jucăm oare. Hai să ne jucăm la modul cel nou, la knockout. O să fie super greu, adică am încercat să mă joc aici cu Dynamic și a fost destul de reușit, dar nu știu cu boss, sincer, chiar nu știu ce să zic. O să vedem acum, pun codulețul, toată lumea să intre repede, 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 repede. Mamă, băi, deci 10.000 star points, bă. Nu știu, știu ce să mai zic, sincer să fiu, deci 10.000 star points, mamă mia, mamă mia. Haideți, intrați repede, bine, eu sunt pe live acum în timp ce filmez și din cauza asta pot să intre cu dinașii super, super repede. Ce să-i dăm? Ready. Băi, cât de șmechere skin-ul, deci chiar îmi place, uitați-vă și voi ce bine arată. Mamă, mamă. Mi-amintesc acum, chiar la început când s-au adăugat skin-urile astea și ziceam, mamă frate, 10.000 star points. Nu o să strâng niciodată să iau skin-ul și eu uite că am strâns gen. Deja am două skin-uri, adică am cheltuit 20.000 star points, mamă. Haideți cu ready, 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 ready. Alegeți-vă unul dintre voi brawler diferit gen. Dacă nu o să dau kick unei persoane, să intre altcineva. Haide, 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 haide. Alegeți-vă. Ok, am înțeles. Deci cineva nu vrea să își schimbe brawlerul sau uite cum a schimbat. Da, așa au schimbat amândoi acum, bă, când au auzit de kick și au schimbat amândoi imediat brawlerul gen. Mama mia. Hai cu ready. Hai cu ready. Nu contează ce brawler v-ați luat sau așa, important este să o jucăm. A, și e hartă nouă, ia fi atent. Eu când m-am jucat ultima dată era o altă hartă. Presupun că deja știți cu toții cum e modul ăsta de joc. Dați-i, bun, ăla-i, bravo, GG. Deci dacă a murit cineva aici nu se mai respawnează, rămâne mort până la finalul rundei. Mamă, ce mi-a dat? Mi-a dat rău de tot gen.
Bine, bine, bravo, 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 să distrugem tureta. Și-a mai rămas încă unul în viață. Oh, nu e roza! M-a spart. Dar măcar coechipierii mei au luat runda, bă. Nice. Deci prima rundă este câștigată de noi. Dacă mai câștigăm încă una, suntem forță. O să pun asta aici ca să nu poată să treacă gen. Mamă, 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 ce am dat? Bă, ce drept am dat pe auto, da. Uuu, bravo, GG! Primul kill. Primul venit, primul servit. Trebuie să spargem tureta neapărat. Că tureta dă destul de mult damage, opa. Ia de aici, ia de aici, ia de aici, vine aici roza. Roza, roza, nebuloza. Mamă, mai au 26 de secunde. Dacă nu se bagă pe noi, au pierdut, bro. O să le pun aici, dacă nu se bagă pe noi, au pierdut. O să câștigăm noi și runda asta. 17 secunde, mamă. Easy, bă, chiar a fost easy. Chiar a fost super easy. Și-am mai făcut încă un kill. Deci a mai rămas doar roza. Bine-s, 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 bine-s. Direct win-ul la blană. Mamma mia. Deci primul match, primul win. Hai să mai dăm încă unul tot așa. Ready, ready, ready. Ia să înceapă nebunia, să vedem ce se întâmplă aici pe knockout. E faină harta asta, sincer e mai faină decât cealaltă. Cealaltă era cu chestii care te transportau și nebunii din astea. Asta e mai simplă. E și bun aici Piper, de exemplu. Mamă, ce le-am dat ăștia. Mi-am pus asta aici mie ultimata. Urretu. Bun, bine-s, bine-s, bine-s. Acum, mamă, ce tare de asta. Cred că trebuie să fugim puțin acum. Cred că trebuie să stăm puțin mai în spate ca să putem să luăm runda. Oh, e bine, o mai rămas unul. Singura chestie e că Nani, nu, Nani o să facă kill repede pe noi. A trebuit să stăm mai în spate puțin. Pentru Nani e destul de ușor să facă kill de la distanță. Încă 8 secunde, mamă, ce era să o prind acolo, gen. 4, 3, 2, 1 și win! Ăla-i, am luat prima rundă, hai să vedem următoarea rundă. Dacă reușim să o luăm și pe asta. Opa. Mamă, cine a dat cu ultimata? Ne-a spart cu ultimata, bro. Ne-a spart rău de tot cu ultimata. Hai că-i batem. Mai e Nani aici sus. Mai e Nanelu. Nanelu și gata, bă, l-am frit și pe Nani. Bine-s, bravo, GG. GG, ăla-i. Bine echipă, hai să mai dăm un match. Încă unul. Mai vreau încă un win. Încă un win mai vreau. Încă un win mai vreau. Trebuie să-l câștigăm neapărat. Haide, 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 focusați-vă, focusați-vă. Două, trei întoarcere acolo. Bă, foarte mulți Nani aici din ce văd. Aoleu, cât mi-a dat. Mamă, mi-am spart aproape. Aoleu, dă-le, 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 dă-le. Bun, bravo, GG. Da, mai trebuie un kill. Mai trebuie un kill, Shadow. Aoleu, mamă, l-a luat pe Shadow, bă. Era aproape să fac două kill-uri. A trebuit să stau puțin mai în spate, gen. Bun, bravo, GG. Ce tare dă. Acum avem un kill, adică avem avantaj. Dar am putea să stăm mai în spate. Stai mai în spate, stai mai în spate, Larisa. O să omoare aici pe Larisa. A trebuit să stăm mai în spate, că nu ne știu. Adică, bine, știu unde suntem, dar gen, trebuie să vină pe noi, că n-au ce face. Să bag aici, să morți aici. Bun, bravo, Gigi, ăla-i, ăla-i. Exact, exact, ăla-i, bun, bravo. Bravo, bravo, bravo. Luăm primul kill, după aceea ne retragem, gen. I-am dat acolo ceva damage, puțin, puțin. Opa.
Ah, mamă, 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 ce i-am dat. Oh, nu, 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 nu. Trebuie să stau mai în spate puțin. Ah, mamă, dacă luăm acolo kilo ăla. Bun, bravo, 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 retragerea, retragerea. N-are sens să ne mai batem. Larisa, bagă-te-n tufă, Larisa, nu, Larisa. De ce, Larisa, de ce? Ah, nu vine să cred, bro. Vine aici ce dau. Așa, stai, așa, stai, așa. Bine-s! Ăla-i, mă, ăla-i, ăla-i. Easy peasy. Bine, puteam să-l batem acolo și pe ăla, dar nu ne-am mai halatit noi și am stat puțin acolo după ca să luăm și noi victorii, nu? Frumos, cam asta a fost episodul. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, houdini.insta. Primul link din descriere vă duce către Trovo, unde fac live-uri zilnice alături de Foxy de ora 12 până seara târziu. Haideți și acolo cu un follow pentru că aveți tutorial cum să vă faceți cont de Trovo, cum să intrați pe Trovo, cum să ne căutați pe Trovo și cum să apăsați butonașul de follow. De asemenea, dacă mai vreți episoade de genul, scrieți acolo în comentarii în care îți cumpărăm o grămadă de skin-uri din astea șmecheri, așa scumpe, rău de tot. Pa, pa!